Pentru noi e un eveniment, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că pentru al treilea an consecutiv, Festivalul Seriei Filmului Românesc, care s-a născut acum un an de zile la Iași, se lansează și la București, la Teatrul Național Ion Bacaragea de din București. Mulțumim frumos, domnul Caramin, pentru că ne-am pus la dispoziție această sală. Eu sunt Andrei Giugea, sunt directorul Festivalului Seriei Filmului Românesc de la Iași și împreună cu această echipă pe care o vedeți îmbrăcată în galben, sunt studenți la jurnalism, la liter, la geografie sau la alte specializări. Facem acest festival să se întâmple la Iași de 7 ani de zile, cu drag, pentru filmul românesc. E o zi specială, pentru că, după cum deja poate ați observat și de pe pagina noastră de Facebook, dar și prin comunicarea pe care deja am realizat-o, ediția de anul acesta are un invitat special. Ne bucurăm că este din Iași, ne bucurăm că a acceptat invitația ca această ediție să-i fie dedicată. Bună! Sunt Cristian Mungiu și vă invit între 10 și 14 mai la Seriile Filmului Românesc la Iași, festivalul de film dedicat exclusiv cinematografiei române. Se împlinesc anul acesta 10 ani de la Palm d'Orul pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și vă invit să-i sărbătorim împreună vizionând cele mai importante filme ale noului cinema românesc alături de autorii lor. Sper să ne vedem în număr cât mai mare la Iași, începând cu 10 mai. O să ne vedem în perioada 10-14 mai la Iași. Așadar, invitatul nostru special de anul acesta este regizorul Cristian Mungiu. Este pentru al 4-lea an consecutiv când acest festival este dedicat unei personalități din cinematografia românească. Am început acum 4 ani cu domnul Mircea Daneliu, am continuat cu domnul George Mihăiță, a fost Mircea Diaconu și anul acesta Cristian Mungiu. Pentru noi, așa cum vă spuneam, e și o provocare. E o provocare frumoasă de a lucra cu întreaga echipa domnului Mungiu. Mă bucur că au ajuns pe ultima sută de metri aici, Marina și Cristina, au venit să vadă ce se întâmplă și mă bucur că sunt alături de acest festival împreună cu domnul Mungiu. Domnul Mungiu vine la Iași, astăzi, din păcate, nu a putut fi alături de noi, însă avem invitați de-a dreapta și de-a stânga mea, care, de-a lungul carierei, au colaborat cu domnul Cristian Mungiu. Pentru început, am să fac și o scurtă prezentare a festivalului nostru, am să vă ofer așa câteva detalii pentru a vă familiariza, poate sunt printre dumneavoastră reprezentanții mass media care sunt pentru prima dată alături de noi. Este un proiect inițiat de Asociația Studenților Jurnaliști din Iași, pe care am fondat-o în anul 2007. Noi am terminat cu studenția, dar am rămas alături de acești tineri frumoși care duc mai departe coordonatele principale ale acestei asociații. Dacă am terminat cu studenția, ne-am făcut și noi o altă asociație, se numește Artis, pentru că nu mai putem fi studenți și anul acesta festivalul este organizat de Asociația Artis. În cei 7 ani de când există acest festival, peste 24.000 de spectatori au fost în seriile de proiecție în Iași. Am avut peste 77 de producții cinematografice și peste 100 de invitați din cinematografia românească. Anul acesta, așa cum vă spuneam, e o ediție specială și de 4 ani de zile este alături de noi și am să o rog să vă adreseze un cuvânt de bun venit, doamna Irina Margareta Nistor, traducător și critic de film. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi, sunteți ambasadorul cultural al Festivalului Seriile Filmului Românesc și trebuie să vă mai spun un lucru foarte important pe noi și nou acestui festival a dat o credibilitate în plus. Selecția oficială de anul acesta este realizată de domnul Cristian Mungiu împreună cu doamna Irina Margareta Nistor. Bună ziua și Hristos a înviat! Sună foarte compus chestia asta cu ambasador. Mă amuză de fiecare dată, dar pe de altă parte am încercat pe cât se poate să îmi iau foarte serios povestea asta și să încerc să afle cât mai multă lume despre acest festival, care ne e tare drag și a creat deja o dependență clară. Adică de-a lungul anului mereu sunt întrebată dacă nu începe festivalul, dacă nu începe festivalul. Începe pe 10 mai anul ăsta, adică va fi un festival regal. Am zis că e o coincidență extrem de frumoasă. Sunt 10 ani de la Palm d'Or, dar este și 10 mai și Negara Uzără a fost extrem de fericită că va fi alături de noi Cristian Mungiu, pentru că e și Iași.
pentru că atunci când era la Caci, când știa Valdoru, m-am bucurat că eu să dau vestea cea mare în direct și cred că probabil că asta a stabilit o legătură și mai bună așa cu cinematograful și în special cu Cristian Mungiu, care și anul ăsta este la Cam și mă bucur că și-a găsit vreme să poată ajunge la Iași, pentru că știm că este președintele președintele secțiunii Cine Fondation. Deci cred că e așa o continuitate mai mult decât foarte frumoasă dintr-o capul celălalt. Sper să ajungeți cât mai mulți acolo, ca să nu fie nevoie doar să mă credeți pe cuvânt că e fascinant. Eu sunt foarte bucuroasă să descoper în fiecare an că sunt alți voluntari, pe lângă cei pe care îi știu de ceva vreme și de care m-am atașat foarte tare și cred că e așa o familie, mă simt așa un fel de mama eroină, pentru că sunt o grămadă de tine pe jurul meu și cred, dacă nu am avut copii, asta a fost o bună ocazie pentru a-i cunoaște altfel și a-i vedea cât de implicat sunt și dacă mai devreme discutam cu Corina, care se ocupă de partea de legătura noastră cu presa, în primul rând Corina, de la Corina Georgia primiție, toate comunicatele și preprinzi întotdeauna la timp, tocmai veneam de la Smart și tocmai spunea că ei voluntăresc, deci au inventat și un cuvânt în toată povestea asta și dacă tot ați zis că v-ați zis voi artist, de ce nu v-ați zice chiar smartist, pentru că sunteți smart. Și vă mulțumesc că m-ați scoptat. Și vreau mulțumim pentru tot sprijinul acordat. Contează foarte mult să ai oameni care te înțeleg, care îți răspund la telefon ori de câte ori stresezi, pentru că ai nevoie de contacte. Și acest lucru, doamna Ina Margareta Nistru, îl face cu mare drag și simt acest lucru de fiecare dată. Vreau să vă spun că după 8 ani de zile, într-adevăr, contăm. Contăm în Iași, contăm în Iașul cultural și mă bucur de acest lucru. Primăria municipiului Iași susține anul acesta acest festival și e o bucurie pentru noi că putem să facem exact tot ceea ce ne-am dorit. Dar prima persoană care a spus anul viitor, adică anul acesta, în 2017, am să fiu eu alături de acest festival, prin instituția pe care o conduc, e vorba de domnul Andreea Preotesei, directorul Ateneului din Iași, acolo unde se vor întâmpla cele mai importante produse din cadrul festivalului. Așadar, festivalul începe pe data de 10 mai cu o gală. Gala de 10 ani vom marca cei 10 ani care au trecut de când regizorul Cristian Mungiu câștiga Palme d'Or la Cannes pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Va fi o gală în care vom readuce în fața publicului, pe lângă producția respectivă, și actorii din filmul respectiv. Ana Maria Marica, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov și mulți alții. Domnul Andreea Preotesei, mulțumesc tare mult pe această cale că a venit special de la Iași să se întâlnească cu dumneavoastră și sunt convins că va susține și în continuare acest festival. Bună ziua, Hristos, am vrea să spun și eu. Cred că e un gest absolut firesc ca odată cu, să ne spunem așa, această schimbare de generații, să luăm ceea ce e bun de la cei care au fost înaintea noastră și să încercăm să le facem și mai bun. Să luăm minusurile și să le mai punem câte o limiță, să le transformăm în plusuri. De aceea, deci anul acesta nu a fost ușor atunci când a venit cu acest proiect în fața celor de la primărie. Cu excepția domnului primar, ne-am izbit de foarte mulți care ne spuneau că nu avem nevoie de un asemenea festival, de un asemenea eveniment și că de ce ne trebuie atât de mulți bani, că practic un proiector nu costă foarte mult. Slavă Domnului, am reușit să trecem toate etapele astea astfel încât reușim anul acesta să acordăm o sumă destul de importantă Festivalului Serbe Filmului Românesc. Peste 130.000 de lei vor veni către SFR. E o sumă cumva mare, pentru că nu s-a dat nimic sau mai nimic până acum la SFR, dar e o sumă mică comparativ cu ceea ce poate să facă SFR-ul pentru Iași, dar și pentru cinefil și pentru cinematografia românească. Nu aș vrea să cred că generația de aur din film e generația marilor maestri. Vreau să cred că această generație de aur continuă, este, există, sunt exemple pe care le aveți la masă destule, sunt modele alături de care cred că fără nicio problemă putem crește, avem ce învăța de la ei, slavă Domnului. De aceea, cred că vine mai mult ca o rugăminte, ca un îndemn, susțineți filmul românesc, aveți de ce. Avem atâți actori talentați și iată că maestru Caramitru a avut generozitatea să ne clădească, să ne găzduiască aici.
în această instituție emblemă, cred că nu există actor din România care să nu-și dorească să joace măcar o dată pe scena Sării Mare Teatrului din București. Așadar, e un gest de normalitate, vom susține un alt eveniment care se va desfășura în cadrul SFR-ului și sub umbrela SFR-ului, va fi vorba de înființarea primului cinematograf de stat în Iași, de după 90. Este vorba de un sistem cu tot ceea ce trebuie să conțină. E un proiect de aproape 100.000 de euro la care am obținut aprobarea și deja am început procedurile. În timpul festivalului SFR din 10-14 mai vom avea acest sistem în probe, iar inaugurarea propriu-zisă a cinematografului ar urma să aibă loc undeva în luna iunie. Așadar, vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumim că sunteți alături de SFR. Festivalul SED de Filmul Românesc este sub umbrela culturală, să-i spunem, a Festivalului Internațional al Educației. Este un festival pe care încercăm să-l construim și să-l clădim cât mai bine de la an la an și să-l facem o tradiție, așa cum Sibiu are festivalul de la Sibiu, Iași o să aibă fie. Ne mândrim, ușor începem să construim, sunt foarte multe minusuri sau foarte mulți pași care trebuie să-i recuperăm, dar timpul nu e pierdut și dacă dumneavoastră să fiți alături de noi și slavă Domnului și voi cei din București sunteți alături de Iași și să nu uitați ce reprezintă Iașul pentru România și pentru istoria țării, vă mulțumim și cu siguranță o să reușim, ca pe lângă Cluj sau celelalte centre, să redăm Iașului frumusețea de odinioară și mai ales importanța lui. Lucrurile importante se întâmplă la Iași și mă bucur că vom avea acest sistem pe care îl dorim de foarte mulți ani. În cadrul festivalului va avea loc și o retrospectivă Cristian Mungiu. Dacă ne uităm în stânga și dreapta, vom regăsi mulți actori care au colaborat de lungul timpului cu domnul Cristian Mungiu. Am să vii prezint și am să-i las să vă povestească așa câte puțin despre colaborarea poate cu domnul Mungiu. Vreau să vă spun că o parte dintre invitați se află la a doua sosire în Iași în cadrul acestui festival, unii la a treia, alții chiar la a patra. Sunt convins că s-au simțit foarte bine acolo. Așadar, cum spuneam, retrospectiva Cristian Mungiu, bineînțeles, va conține și filmul Occident, un film din 2002, și invitată și în cadrul festivalului, dar și acum alături de noi este actrița Tania Popa. Mulțumesc pentru a doua oară la festivalul nostru. Mulțumesc și ultima. Sigur, sunt norocoasă, mă consider norocoasă că am lucrat cu Cristian, pentru că mie îmi plac regizorii calmi, drăguți, foarte deștept, foarte inteligent și care știe să lucreze cu actorul, știe să-l facă pe actor să se simtă foarte bine. Și atunci, evident, că de-aia cei mai buni din tine. Dar eu aș vrea să spun întâlnirea mea, prima mea întâlnire, să o povestesc cu Cristian, când am venit să dau probă pentru filmul Occident. Evident că eram încă la începuturile carierei mele, ca orice actriță, ai emoții când ai o probă, evident că vrei să o iei. Și... defect profesional. Și evident nu-l cunoșteam pe Cristian Mungiu, cum arată, cine și așa mai departe. Am intrat într-o cameră, a venit un domn drăguț, m-a întrebat dacă vreau să dau un ceai, mi-a pus un text pe masă, a zis dacă poți să te uiți pe el, că imediat o să înceapă și proba. Era foarte familiar, așa, eram amândoi foarte tineri. Și eu m-am relaxat așa un pic, am început să fiu foarte stăpână pe mine, zic, Doamne, ce lume drăguță pe aici, hai că o să fie bine. Și am început într-un fel așa să vorbesc cu acel domn și într-un fel să mă laud, așa zic, poate îi ajunge și la regizor, că totuși am mai făcut cu ăla, am mai lucrat, am mai adicănut chiar la început, așa. Și după ce am terminat să mă laud așa, domnul îmi zice, bun, iartă-mă, sunt Cristian, putem să începem proba? Și în următoarea când mi-am dat seama că este fapt regizorul cu care trebuie să dau proba, încă mai rușesc, dar atunci eram bujor. Cred că a fost de bun augur, cred că așa am și luat proba, pentru că în următoarea clipă am fost exact Mihaela din Occident. Timidă, în banca mea, muream de rușine, zic, Doamne, să ies mai repede de aici.
am luat proba, am făcut filmul și sunt foarte încântată că l-am cunoscut pe Cristian și eu am așa o vorbă, sigur, toate filmele lui sunt, după părerea mea, filme frumoase, inteligente și mari, dar eu am făcut roluri mari în filme mici la Cristian și roluri mici în filme mari, adică care au luat premii importante. Atât, mulțumesc! Un alt film pe care o să-l vedem la ea și în această retrospectivă este După deal. Cristina Flutur va fi alături de noi, din păcate n-am putut fi prezentă astăzi aici în sala media. După care vom continua cu producțiile amintiri din epoca de aur 1 și 2. Avem acolo doi invitați care sunt convins că au ce să povestească despre colaborarea cu domnul Cristian Mungiu. O să vorbim și de Bacalaureat, pentru că și această producție va fi în cadrul festivalului. Diana Cavaliuti, mulțumim frumos pentru prezență. Emanuel Turcu, de asemenea, aveți acolo microfon, vă aparține. Mulțumesc că sunteți alături de noi pentru prima dată la festivalul nostru și sunt convins că o să vă placă la Iași. Și Tania a fost amintit. Da. Așa este. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Foarte tare să fiu prezentă într-un eveniment, un eveniment care l-are pe Cristian drept star, ca să zic așa. Eu am lucrat cu Cristian înainte ca el să ia Palmul de Aur, adică noi am filmat în martie și îl mai câștiga. Și în momentul în care a câștigat, a fost așa, am lucrat cu Cristian, a fost incredibil. Dar pentru mine a fost un început de drum. Nu terminasem încă facultatea, eram în anul 4 și mi-a dat așa un punct de încredere că, haide, poate va fi bine de acum încolo, pentru un tânăr absolvent e important. Nu știu ce să vă povestesc, mi-e foarte greu să... S-au întâmplat multe lucruri la filmare sau... N-am o anecdotă, așa cum am zis Tania. Eu mai am o chiar din anumit. Vreau să mulțumesc pe mână foarte mult, fac tot timpul în particular și am putut să fac și în public. Vreau să-i mulțumesc lui Cristian pentru progresele lui de vreme de filmele pe care le-am lucrat, cred că actor pe mine m-a ajutat foarte mult în filmul pe care urmează să-l scot în toamnă, prin debut regizorul de un lucraj și toate sfaturile și lucrurile pe care le-am primit de la el prin prisma acestui ajutor în care mi se pare cineva care este cum că este el, adică după ce ai Palmul de Aur, după ce ai premiul de regie, după ce ai premiul de scenariu, după ce ai toate lucrurile astea, stai să-ți pierzi zilele mâncând pizza rece și stând și sfătuind un tânăr debutant în regie, asta mi se pare, de fapt, așa. Așa mi se pare frumos să dai mai departe lucrurile astea și lucrurile pe care le-a făcut pentru mine în această meserie contează foarte mult și... Dar nu s-a întâmplat nimic. Și mulțumesc pentru toată relația specială pe care încercăm să cultivăm împreună. Sunt câțiva oameni în această meserie de la care am învățat foarte mult și cărora le mulțumesc pentru tipul de prieteni. Adrian Titien este unul dintre ei, acolo este prietenul de 90 de ani și este aproape de sufletul meu și am învățat foarte mult de la el. Cristian Mungiu este din nou unul dintre oamenii cărora le mulțumesc pentru prietenii și sper să vedem un pic de la ea și mulțumesc mult. Și noi v-am mulțumit frumos și pentru că ați convenit domnul Adrian Titien. Mulțumesc că a acceptat din nou invitația să participe la festivalul nostru. Și anul acesta o să vizionăm împreună filmul Bacalaureat.
Vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorat să fac parte din această circunstanță onorantă. Este o întâmplare de filmul Amintiri din epoca de aur, unde Cristian a zis atât de rău îmi pare că exact acum noi n-am făcut making of. Era o secvență care, culmea, nici nu se vedea decât de afară. Se filma camionul plin cu găini. Unde înăuntru camionului, și erau într-adevăr găini, eram eu cu Vlad Ivanov. Noi, practic, nu ne vedeam decât printr-o mică crăpătură de afară, unde era operatorul și așa mai departe, unde mimam un... O conversație intimă, mimam. Și exact când se dădea motor și noi încercam să mimăm, toate găinile în cor începeau... Și era o gălăgie infernală. Bun, că putea la sunet să... Bun, să se monteze după aia, dar noi ne-au umflat restul. Îngrozitor de tare. Și am făcut încercarea asta, nu exagerez, cred că mie de 15 ori și nu reușeam. Pentru că în clipa în care noi nu mai vreau să facem o mișcare și toate gâinile în cor erau... Vă furau vedeta. Probabil. Și a fost un high general. Toată lumea râdea, deci nu se mai putea filma, nu se mai putea face nimic. Și... mai dați cuvântul cuiva, eu mă mai gândesc. Da. Vreau să vă spun și secțiunile, pentru că anul acesta, o altă novitate a festivalului, avem secțiuni. Pe care domnul Cristian Bungiu ne-a îndrumat să le avem. O să avem scurtmetraje, o să avem secțiunea aniversare, secțiunea documentar, repere antepredecembriste, post alternativ nouul cinema românesc, cele mai bune filme românești de la anul 2016-2017, nouul cinema românesc, secțiunea documentar și, bineînțeles, anul acesta, o altă premieră, Caravana de zilele filmului românesc, va fi incorporată în cadrul festivalului nostru. Pe lângă această retrospectivă frumoasă a regizorului Cristian Mungiu, festivalul mai are câteva puncte importante, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, și mulțumesc pe această ocazie că anul acesta, pentru al treilea an consecutiv, a acceptat să fie aniversată, sărbătorită la Iași, chiar pe 13 mai, doamna Ileana Popovici, pentru că atunci va primi o frumoasă vârstă și se va lansa o carte în premieră, o carte autobiografică. Am făcut filmul Reconstituirea în 1968. Era o scenă, îi stăteam sus acolo pe toată povestea aia clădită și m-a întrebat cineva anul trecut de ce era subcom. Și deci vă dați seama ce departe suntem. Și stăteam acolo sus și așteptam să filmeze domnul Vitilie sau filmam și nu știam și stăteam și mă gândeam acolo mă gândeam, oare o să, cum o să fie la premiera filmului, o să fim pe scenă, o să uită lumea la noi, ce frumos o să fie. Și lucrul ăsta s-a întâmplat, din păcate, abia acum 3 ani, la Iași, când tinerii ăștia așa de drăguți și pe care nu-i cunoșteam atunci, ne-au invitat la Iași pe Mihăiță și pe Duțu Petan și... pe mine, că domnul Vitilie n-a fost din păcate, și ne-am făcut premiera filmului Reconstituirea. După, vă dați seama, după câți ani. Și noi am avut, bineînțeles, tupeu să ne arătăm în fața publicului după atâția ani, dar a fost un lucru mai mult decât emoționant, un lucru extraordinar și mi s-a dat ceva pentru sufletul nostru, un moment care ne-a fost furat la vremea aceea și care era foarte important pentru noi. Vă dați seama, filmul Reconstituirea nu a avut premieră și nici n-am mers pe la festivalul și așa mai departe. Anul trecut am fost din nou invitată pentru că era Mircea Diaconu și a fost filmul lui Davința Filip cel Bun și m-am bucurat de lor să-mi văd toți prietenii și a fost un lucru extraordinar de frumos. Iar anul ăsta, vă dați seama, pe 13 mai mi s-a făcut un cadou extraordinar de frumos, pe care, să vă spun cinstit, îl așteptam din partea Televiziunii Române, unde am lucrat 40 de ani și de unde am ieșit și la pensie, dar probabil că nu s-au gândit, poate n-am meditat. Și vreau să-i mulțumesc, în primul rând, domnului Mungiu, pe care nu-l cunosc și abia aștept să-l cunosc la Iași,
că dânsul a ales să... Deci era programat filmul pentru 13 mai când ieșiți mama și sper că o să apară și cartea pe care am, nu am scris-o eu. Este o carte interviu, de fapt un, așa, o discuție între mine și nepoata mea de la Chișinău, pe care am redescoperit-o pentru că părinții mei vin din Basarabia și vezi, vezi, cine vine din Basarabia, așa, care este Radmila Popovici Paraschiv și care este o, și o poetă foarte bună. Și a venit și a spus, mătușă, hai, te rog frumos, hai să, hai, te rog, hai, facem o carte. Și la insistențele ei, sper să iasă această carte, care, mă rog, are fotografii multe, am pus fotografii să vadă lumea, și cum eram în tinerețe și cum sunt la tinerețe. Și oricum, pentru mine va fi un eveniment extraordinar. Eu am ales pentru ziua aceasta, că pică și în sâmbătă și o să fie frumos, sper. Așa, filmul pentru Patria lui Sergiu Nicolaescu mi s-a părut potrivit pentru că e și 10 mai, o să fie și un film care mie mi-a plăcut mult, cu toate că au fost atât de comentate filmele lui Sergiu, dar a lăsat și foarte multe lucruri bune. Iar domnul Mungiu a ales un film pentru care trebuie să-l pup să-i mulțumesc, Tatele ei, al domnului Zăucan. Și ăsta un film interzis, am avut eu norocul ăsta, dar sper că a fost bine, că uitați acum la bătrânețe, poate că ai mai mult nevoie de momentele astea decât atunci când ești tânăr. Și deci va fi prezentat publicului acest film, atât de comentat, ciopărțit, tăiat, interzis, filmul 100 de lei, al regretatului regizor Mircea Zăucan. Deci pentru mine o să fie o sărbătoare extraordinară, vă mulțumesc și sper să fiu la înălțimea evenimentului. Și noi vă mulțumim. Alături de doamna Popovici, la vizionare acest film o să fie și actorul Ion Nichiseanu, îl așteptăm cu mare drag. Care l-am mai văzut de la filmare, cred. O să avem să... Mergem mai departe, un alt moment aniversar și ne bucurăm că a venit așa alături de noi. O să vedem, în special și pentru tineri și în urmări, filmul Pătureanca. Alături de noi este actrița Manuela Drăbor. Și mulțumesc pe această ocazie că va veni la Iași alături de Gineanu, de regizorul acestui film, pentru că mai avem o proiecție specială, o să povestești despre domnul Dorel Bișan, că a vrut, practic, de anul trecut să fie aniversat la Iași anul acesta, când împlinește în frumoasa vârstă de 80 de ani. Actrița Manuela Drăbor. Ce o să fie acolo? Hristos a înviat? Puteți să-mi și răspundeți, că până acum nu s-a văzut. Se întâmplă așa. În urmă cu mai puțin de 11 ani, 10 ani și câteva luni de zile, m-am întâlnit, cred că, ultima dată cu Adrian Pintea. Și am zis, mă, Adrian, facem 20 de ani de la revină de la Pătureanca. Hai să ne adunem și să facem și o petrecere măcar, chiar dacă nu o să ajungem la ara. Și Adrian mi-a spus, i-a zis, sigur, te vorbesc cu Nicu Mărcinanu și facem lucrul ăsta. Câteva luni mai târziu am luat. Și am rămas eu cu Șerban. Și vorbeam cu Șerban și zic, haide, poate la 25 de ani facem oameni. Și la 25 de ani am luat Șerban. Și ne împuținăm din ce în ce mai mult, am întrebat, am luat Melania Rusu. Și anul ăsta, în fapt anul trecut, am avut bucuria de a fi invitată la Arad, să sărbătoresc 30 de ani la filmare. Noi am filmat acolo 3 miliuni, aproape. În 1986. Și atunci mi-am plătit ideea că anul ăsta trebuie să facem ceva în memoria lui Adrian, în memoria lui Șerban Ionescu și în memoria Melaniei Tursu și câți s-au dus din acea distribuție absolut minunată. Am profitat de ocazie că l-am cunoscut pe Andrei Georgia la un festival la Bravo Morului, unde am prezentat din nou pentru anul. Și uite, așa s-au legat lucrurile. Și sunt convinsă că de undeva de sus Adrian și Șerban au suflat așa cu energie bună. Și sunt, iată, invitată de Cristian Mungiu și de Irina și de Andrei și de toți cei din organizarea festivalului de la Iași să aniversăm 30 de ani de la premiera Bucurecii.
care recunosc că în urma mesajelor pe care le primesc și întâlnirilor pe care le am cu Doamne, tineri, mai tineri decât copilul meu, recunosc, care sunt încântați de așa un film, dau seama că la 30 de ani Pădureanca e tânără, e apreciată, e iubită, e dorită și frumoasă în continuare. Și frumoasă în continuare. Și proiecția de la Iași va fi în memoria lui Adrian, de la moartea căruia se privesc anul ăsta 10 ani. Și memoria lui Șerban, să se vorbim 5 ani de la moartea lui. Și uite că poate așa o să mă simt singură, chiar dacă râdeam cu Tania când a fost mesajul lui Cristian, Cristian am jucat, dar m-a amuzat foarte tare în ultima replică pe care a avut-o. Apropo de nou cinema românesc, eu reprezint vechiul cinema românesc, pentru că nu am avut ocazia să lucrez cu niciun tânăr regizor, dar acum am început să fac cunoștință cu niște studenți. Sper să mai fiu la cor de vârstă când o debuta ei și ori vrea să mă distribuie. Un regizor debutant, prieteniți-vă! Apropo de anul, de ultima dată am filmat cu Șerban Ionescu la o televiziune într-un serial și acolo, la televiziune, lucruri peste rădă, nu merge totul ca pe roate și stăteam noi la o masă ore cu ieșiri și fie gata setul și lumina și sunetul și Șerban spunea: hai, dragă, că nu mai sunt la cort de vârstă. Asta e mesajul meu pentru noua generație de... sau tânăra generație de regizor. Nu o să mai fiu la cort de vârstă în curând. Mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim frumos, așa cum vă spuneam, Dorel Bișan va fi aniversat la ea și o să facem un portret de artist, o viață închinată frumosului. Îl regăsim și în filmul Occident, semnat de regizorul Cristian Mungiu. Și va veni alături de Ionuț Bogdan Ștefănescu, va susține un concert de poezie mistică, duminică 14 mai, la Muzeul Metropolitan, o bijuterie. O să fie un eveniment foarte, foarte frumos acolo. Așadar, sunt foarte multe momente ce se întâmplă la ea și o să avem și o scurtă retrospectivă Elisabeta Bostan. Ion Bârlădeanu, artistul, vine din nou la Iași și anul acesta cu câteva lucrări extraordinare legate de filme, a fost și anul trecut. Un artist cunoscut de asemenea pe plan internațional. Și o spun cu bucurie pentru că ne ajută de foarte mulți ani Agenția Națională de Presă, Agepres, reprezentată în această după-amiază prin domnul director general Alex Ciboi, vine din nou la Iași cu mai multe evenimente importante. O să descoperim și o să redescoperim arhiva fotografică Agepres. Am făcut cunoștință cu această arhivă anul trecut și vreau să vă spun că ieșenii care au trecut prin zona Palace, anul acesta o să treacă prin zona Ateneului din Iași, pentru că acolo va fi această arhivă, au descoperit valori importante ale cinematografiei românești. Domnul Ciboi, vă rog. Anul ăsta, Agepres, o să fie și mai prezent în cadrul SFR, pe lângă expoziția de fotografie de arhivă, care, din cele aproape 9 milioane de fotografii de arhivă pe care le avem, puteți imagina că nu e posibil să nu fie niciodată, ceea ce dorește și festivalului. Și o să ne descoperim împreună, sau o să descoperim împreună anumite momente foarte uitate, din istoria filmului, a teatrului, istoria culturii românești. Vom avea și două filme documentare la Iași, în premieră, practic, la un festival de o asemenea anvergură. Este vorba de două filme speciale, zic eu, care depășesc oarecum noțiunea asta documentar. În primul este Descoperă România cu Peter Harley. Peter Harley, un adevărat fenomen, aș putea să spun. Irlandezul acela care locuiește în România de foarte multă vreme și simte, mai românește și apreciază România, pare că mai mult decât unii dintre noi, din români. El are o poveste extraordinar interesantă pe care îmi doresc să o descoperiți la Iași. El practic și-a abandonat cariera, ca să zic așa, pentru a lucra în promovarea țării pe adopție, care este România.
De asemenea, el a scris o carte, Drumul Crucii, parcă se numește, pe baza căreia a fost făcut acest documentar, a mers pe jos de la Săpânța, de la Cimitirul Vesel din Maramureș, până la București, fără bani, fără a se caza în hotelul sau așa, am pus să demonstreze că spiritul ospitalier al românului încă este activ și acum în anii 2000, zic așa, 2010, 2000, până acum, acum 3 ani, parcă. Ei, colegii mei au preluat acest drum pe unul cu el și am retrăit anumite momente, unele amuzante, altele foarte emoționante. Al doilea film se numește Drumul dintre ape și urmărește niște povești de viață din Delta Dunării. E un film adâncul tehnic și al poveștii puțin mai complex. Urmărește diferite personaje din diferite etnii care locuiesc împreună în Delta Dunării. Practic, în vremurile noastre în care mulți se pare că au problemă în a accepta oameni diferiți de ei, fie că e vorba de religie, de etnie, de naționalitate, etc. La noi în țară încă lucrul ăsta funcționează de sute de ani, practic. Sper să vă placă, sper să fiți alături de SFR și să veniți în număr cât mai mare la Iași. Eu pot să spun din experiență, am fost anul trecut, în prima dată am fost extraordinar de încântat. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sunt sigur că anul ăsta o să-mi placă la fel de mult, poate mai mult. În vedere că sunt și filmul noastră, trebuie să-mi plac mai mult. Și mulțumesc lui Andrei și Corine pentru parteneriatul, care e mai mult decât un parteneriat deja între AGP și SFR și asociația nouă pe care o am. Succes! Și ne vedem aici. Mă bucur pentru fiecare semn de normalitate care se întâmplă cu concursul oamenilor care înțeleg și practică acest concept. Faptul că apare un cinematograf de stat în Iași, unde probabil că au fost vreo 4 sau 5, iată, după 27 de ani, ne întoarcem la bune practici cu riscul de a mă repeta la normalitate. Un festival care, în sfârșit, va avea o ediție, e susținut așa cum trebuie de autoritățile locale, nu fără piedici, dar până la urmă ceea ce s-a urmărit s-a obținut. Aceste două lucruri mă bucură și sunt semne foarte clare că ușor, ușor începem să cochetăm cu ceea ce folosesc acest cuvânt cheie, se numește normalitate. Și nu în ultimul rând, aș vrea să nu uităm de ce suntem aici, dincolo de festival și bucuria acestor întâmplări. Colaborarea cu domnul Cristian Mungiu a fost o sublimă normalitate, lucru pe care mi l-aș dori contaminant, pentru întreaga mișcare cinematografică din România, în calitatea mea de actor, nu sunt decât o piesă dintr-un haz foarte complex, dar în același timp resimt și am nevoie, cum de altfel toți cred că avem nevoie, de această componentă a normalității, unei ecuații atât de complexe în care relațiile omenești și artistice ar trebui să fie în marca lor. Îi mulțumesc domnului Cristian Mungiu pentru că am trăit la un moment dat în această viață și în această carieră întâlnirea cu domnia cu proiectul pe care mi l-a oferit și care mi-a dat foarte multe lecții pe care aveam senzația că le știu. M-am întors înapoi și mi-am dat seama că nu foarte puține lucruri, ceea ce e absolut revigorant. Și am înțeles că o viață întreagă nu neapărat trebuie să învățăm, învățăm și de multe ori drumul e mai important decât ținta. Mulțumim tuturor parteneri și să ne vedem la Iași.
în luna mai, când este luna filmului românesc, și așa cum spunea și doamna Nistor, pentru că anul acesta avem așa un slogan foarte frumos, vom deschide cinefilia, nu? E țara în care filmele românești au prins rădăcini și vă așteptăm în țara filmului Răsar. Mulțumim tare mult pentru susținere!